Bună ziua! Și vă mulțumesc frumos pentru că mă primiți așa călduros, chiar dacă se putea întâmpla și altfel, glumesc. Dacă îmi permiteți, eu vreau să încep cu un mesaj de felicitare pentru toate femeile de la sate, din spațiul rural, pentru că astăzi este Ziua Femeilor de la Sate. Și eu sunt născută la sat, chiar dacă am plecat mult timp de acolo, dar revin și știu cum se trăiește la sat. Știu cât de greu le este femeilor de la sate, știu cât de multă sărăcie este, știu cât de greu se muncește acolo. Știu că sunt femei care trebuie să plece și să-și lase copiii acasă, pentru că nu pot să se descurce în țara lor din cauza corupției. Și pentru dumneavoastră, în primul rând, suntem noi astăzi aici și facem acest efort comun. Vreau să o felicit pe doamna Ana Năstase cu ziua de naștere, pentru că înțeleg că este ziua dumneaei. Vreau să-i urez sănătate și rezistență și vreau să vă fac o promisiune aici. Vreau să vă promit că noi o să construim o altfel de clasă politică, o clasă politică care să lupte cu idei, care să lupte corect și